Bine v-am regăsit, dragii mei, la un nou video interactiv. Haideți să facem etalarea pe perioade pentru perioada 2-8 iulie, să vedem ce vă așteaptă în această perioadă în dragoste. Bun, țin să precizez de la bun început că acest video este valabil și pentru doamne și pentru domni și că eu notez minutele pentru fiecare etalare în parte, iar voi le veți găsi mai jos în descriere împreună cu datele mele de contact. De data asta vom face pentru fiecare etalare și energia voastră în această perioadă și alte amănunte în afară de partea de dragoste la începutul etalării. Bun, va trebui să vă alegeți un număr de la 1 la 3. Dacă aveți probleme în a alege, puteți să opriți videoul, să reporniți când v-ați hotărât la unul dintre aceste 3 numere. Haideți să începem cu numărul 1. Ok. Haideți să vedem ce avem pentru cei de la numărul 1 în perioada 8. Mă scuzați. Nu știu de ce mi-a venit numărul 8 la voi la numărul 1. Poate este o dată semnificativă pentru voi. Ce vă așteaptă pe cei de la numărul 1 în dragoste în perioada 2-8 iulie? Ce vă așteaptă pe cei de la etalarea numărul 1 în dragoste în perioada 2-8 iulie? Perioada 2-8 iulie pentru cei de la numărul 1. Mulți dintre voi veți avea un nou început. Aici implică o veste pe care trebuie să o primiți și o să o primiți în legătură cu și cu un loc de muncă, dar în legătură cu, da, este vorba de un loc de muncă. În legătură cu ceva în care voi ați depus foarte mult efort, ați muncit foarte mult pentru asta. Aici este implicată o persoană mai superioară, ca să spun așa, sau cineva cu o funcție destul de înaltă. O să spun că în primă fază acest loc de muncă n-a părut foarte serios, însă veștile pe care le veți primi se vor dovedi îmbucurătoare pentru voi. Și s-ar putea ca mulți dintre voi să așteptați vestea asta de la distanță și să necesite o călătorie pentru lucrul ăsta. Bun. Pentru cei de la numărul 1. Perioada 2-8 iulie. Perioada 2-8 iulie. Mulți dintre voi vă luptați cu niște lucruri în ceea ce țin de partea religioasă. Poate că mulți dintre voi v-ați pierdut credința sau încercați să vă întăriți credința împotriva cuiva. Cineva care vă face rău pe cale spirituală. Încercați foarte mult pe partea asta să reușiți să învingeți pe cineva. Da, este clar vorba de foarte multe rugăciuni, de foarte multă meditație, de o povară pe care voi o purtați cu voi de foarte mult timp. E vorba aici și despre o problemă de sănătate și mai mult de atât, mulți dintre voi care sunteți în situația asta, vă rugați pentru ceva anume în ceea ce ține de faptul că nu aveți noroc în dragoste. Sau poate fi vorba și despre bani, poate nu aveți noroc pe niciun plan, parcă vă simțiți nevruți și nu înțelegeți de ce. Și ați luat-o pe calea asta pentru că simțiți că este ceva necurat la mijloc. Ok. Urmează o perioadă, mai exact în perioada aceasta, o perioadă destul de emoțională pentru cei de la etalarea numărul 1. Și anume, la voi se încheie un ciclu. Un ciclu în care ați finalizat ceva foarte urât. Nopți nedormite, anxietate. Ceva s-a terminat aici. Ceva s-a terminat cu o persoană gemeni, balanță, vărsător, o persoană destul de vicleană, care v-a dezechilibrat viața voastră. În ceea ce ține de finanțe, poate fi cineva chiar din vărsător, cuiva căruia i-ați mai dat o șansă. Însă persoana asta v-a trădat foarte tare, poate fi și cineva din rac pe scorpion, v-a trădat foarte tare, chiar dacă v-ați dus cu o ofertă către această persoană. Unii dintre voi regretați că ați lăsat pe cineva în trecut,
din Leoberbeck, săgetător, cei care sunteți aici și vorbesc despre voi, puteți fi din Taur, Fecioară, Capricorn, Rac pe Scorpion, regretați pe cineva din trecutul vostru din Leoberbeck, săgetător, cu care ați jonglat, parcă ați jonglat într-un semn, între un semn de apă și între un semn de foc, pentru cei care trebuie să auziți. Iar la voi ciclul ăsta se încheie pentru că voi v-ați dat seama pe cine vă doriți. Însă s-ar putea ca persoana aia să nu mai vrea colaborare cu voi. Este o persoană care s-a simțit trădată. Ok. Cineva aici din zodie de apă urmează să plece la un drum. Cuiva aici, să fiți foarte atenți, dintr-o zodie, gemeni, balanță, vărsător, rac pe scorpion, cineva din rac pe scorpion v-a făcut o nedreptate, justiția cu diavolul. Persoana asta v-a despărțit, dacă sunteți domni, v-a despărțit de persoana voastră iubită prin farmece, prin influență și dorința de a-și bate joc de voi, iar dacă sunteți doamne, persoana voastră iubită și rivala voastră, cineva din rac pe scorpion, a făcut aceste lucruri cu justiția și diavolul, o justiție care n-a fost curată, pentru a vă despărți de persoana iubită, gemeni, balanță, vărsător, rac pe scorpion, ca apoi ea să-l părăsească la rândul ei. Interesant. Ok. Dacă sunteți domni, vă întoarceți la persoana iubită, vă treziți cumva și vă întoarceți la persoana iubită, și vă dați seama că persoana care v-a făcut asta a fost o persoană diabolică din rac pe scorpion sau chiar gemeni, balanță, vărsător. Iar pentru doamne, persoana voastră iubită să trezește și dă seama că a trăit într-o iluzie cu cealaltă persoană și că v-a trădat și a făcut un lucru rău. Ok, pentru unii dintre voi cineva din trecut se întoarce Taur Berbec, dar poate fi și Leu Berbec săgetător. Este o persoană care are regrete vis-a-vis de voi foarte tare. Aici a fost o trădare, că voi ați trădat persoana asta sau că persoana asta v-a trădat. Pentru unii dintre voi am mesajul că cineva aici din zodie de apă a trădat o zodie de foc. Cineva din pești mai exact sau rac a trădat un leu berbec și acum are regrete pentru că a făcut lucrul ăsta și își dorește persoana asta din leu înapoi. Aici au fost multe persoane implicate la mijloc, o infidelitate foarte mare. Persoana asta își dorește victorie cu voi, suferă acum pentru că s-a ales din 3 de cupe ăsta cu 5 de cupe, o pierdere pe toate planurile, vine către voi cu o ofertă foarte serioasă, vine foarte multă comunicare către voi, persoana asta încearcă să vină către voi stabilă, după ce a existat o transformare în persoana asta, dar pe voi, în special cele din Leu Berbec săgetător, care aveți și niște capacități spirituale, nu vă mai interesează persoana asta, vi se pare că este o persoană foarte rece, vi se pare că timpul acestei persoane a trecut din viața voastră, că nu vreți să vă mai întoarceți la capitolul ăsta, vi se pare că trădarea a fost foarte mare și pentru mulți dintre voi simt că deja ați trecut peste acest capitol. Ok. Încă o dată. Astea vor fi mesajele de început și apoi etalarea în sine. Ok, careva dintre voi aici ține foarte mult de o moștenire sau ține foarte mult de o sumă de bani, ține foarte mult de ceva ce nu vrea să piardă, ori în această perioadă se, ca să spun așa, nu cheltuie foarte mult pentru că știe că are doar partea asta de bani, este o persoană foarte chipzuită, cei care trebuie să auziți mesajul ăsta, au existat niște probleme în ceea ce ține locul de muncă. Ați fost trădați acolo, primiți o ofertă de muncă pe care o refuzați. Vi se pare că nu este cinstită oferta asta, dar vă veți găsi echilibru în această perioadă într-un final, poate doamnele sau domnii din Taur, Fecioară, Capricorn, și plecați către un mare succes. Ceva vă așteaptă, un vis al vostru mai vechi se va împlini în această perioadă. Etalarea numărul 2, 8 iulie.
Pentru cei care sunteți suflet pereche, sau bănuiți că sunteți suflet pereche cu cineva din rac pe scorpion, cineva din rac pe scorpion vine către voi, vă spionează, persoana asta vă spionează foarte mult, poate fi și o persoană mai tânără decât voi, este o persoană care v-a abandonat atunci când v-a fost mai greu. Voi ați lucrat foarte mult la această relație și ați investit poate parte financiară și ați investit timp, ați investit energie. Este ca și cum voi ați depus atât de mult efort și pe aia v-ați uitat, pua, cu ce m-am ales din efortul ăsta pe care eu l-am depus în relația asta, cu nimic. Ok, justiția, judecata vine să vă facă dreptate vouă care aveți de-a face cu un rac pe scorpion. Pentru că poate cei care sunteți în situația asta sunteți din zodia Capricorn sau din Leu Berbec Săgetător, justiția vine să vă facă dreptate, făcând această persoană să-și ia plata pentru tot ce a făcut. Persoana asta cu 5 de monede a pierdut cealaltă relație cu care v-a trădat, sau celelalte persoane, pentru că văd că au fost mai multe persoane implicate la mijloc. Iar persoana asta, dacă v-a vrut rău în ceea ce ține de finanțe, persoana asta pierde absolut tot ce deține și nimic nu-i se mai leagă. Aici avem, pentru că avem judecata și justiția cu diavolul, este posibil ca această persoană să fi jucat necinstit și anume să fi folosit forțe întunecate ca să vă facă să pierdeți parte financiară. Ok. Haideți să trecem la etalare. Vreau să văd prima dată energia voastră pentru perioada 2-8 iulie. Etalarea 1, energia voastră, perioada 2-8 iulie. Ce vă așteaptă în dragoste cu cei de la etalarea numărul 1 în perioada 2-8 iulie? Ce vă așteaptă în dragoste cu cei de la etalarea numărul 1 în perioada 2-8 iulie? Haideți să vedem. Exact ca și la tăiatul cărților, mi-au căzut cam aceleași cărți. Ok. Clarificare. Ok, acum o să vorbesc așa. Dacă sunteți doamne din Leu Berbec Săgetător sau din Rac pe Scorpion, un domn din Rac pe Scorpion a jucat un joc în secret cu ambele dintre voi. Indiferent ce zodia fi, voi știți mai bine situația voastră. Însă bărbatul ăsta a jucat un joc cu ambele dintre voi. Ideea este că avem un as de cupe între aceste două regine, regina de cupă și regina de bâte. Cred că persoana asta este obsedată de ambele dintre voi, dar mai mult asul de cupe se îndreaptă către regina de bâte, Leu Berbec Săgetător. Iar regina de cupe este ținută ca și o relație ascunsă cu Marea Preoteasă, de care poate multe dintre voi nu știți sau știți. Persoana asta din Rac pe Scorpion, bărbatul ăsta mai exact, cu judecata și asul de pentacule în această perioadă își dorește să se întoarcă la voi. Doi de cupe și nouă de bâte stă în picioare să lupte pentru relația asta, vă spionează cu pajul de săbii, vine către voi cu o ofertă cu acest cavaler de cupe și asul de cupe de împăcare și cu valetul de monede, însă vouă oferta asta nu vi se pare stabilă și chiar nu vă mai interesează. Pentru că știți că persoana asta vă minte, pentru că știți că persoana asta are în spate o altă persoană pe care tot o frecventează de câte ori se desparte de voi. Poate fi o femeie blondă, cu ochii deschiși la culoare, o femeie slăbuță, mai scundă de înălțime, iar bărbatul de care vorbesc, un bărbat înalt, slăbuț, brunet, cu nasul mai ascuțit, buzele mai groase, un bărbat destul de parșiv cu energia cavalerului de bâte, in and out. Nu a fost hotărât nici de partea reginei de cupe, nici de partea reginei de bâte. Eu văd că bărbatul ăsta urmărește parte financiară din ambele părți. Ok. Regele de cupe. Regele de cupe. Dar poate fi oricare altă zodie. Luați cum rezonează pentru voi. Eu trebuie să spun ce văd.
regele de cupe. Ok, regele de cupe este un om care trăiește în propria lui Alice in Wonderland. În propria lui iluzie, imaginație, este o persoană care se confruntă cu vicii, care tocmai a avut un moment turn, un prieten din bărbat, din Leo Berbec, săgetător, l-a trădat. Trebuie să vă spun cu detalii, voi știți povestea. A încheiat orice situație cu această persoană. Un Taur Fecioară Capricorn l-a trădat, aici a fost o afacere, chiar asta vreau să vă spun, că persoana asta se ocupă cu niște afaceri ilegale. A fost trădat, asta este karma, karma pentru ce v-a făcut vouă, a fost trădat din toate direcțiile. Persoana asta își dorește să se vindece pentru că a trecut prin niște momente foarte întunecate. Trăiește într-o iluzie permanentă că totul va fi bine, că o să vă recupereze. Vrea să vă aducă claritate cu asul de săbii. Îndrăgostiții, că acum știe ce vrea, că vă vrea pe voi și așa mai departe. Deși îndrăgostiții mai înseamnă și o decizie, dar având în vedere că avem asul de săbii, el s-a hotărât deja către o decizie care prindă soarele, către Leu, Berbec, săgetător. Cu o ofertă de împăcare. Și avem regele de săbii, care vorbește despre un om rece, un om sobru, un om rigid, dar mai vorbește și despre un om care vine în sfârșit să spună adevărul. Ok, și vine chiar cu acest cavaler de săbii foarte, foarte grăbit către un leu, un leu. Sau poate aveți ascendent în leu, sau către un taur sau un berbec. Ok, persoana asta cu 5 de săbii și 9 de cupe cu siguranță v-a manipulat și are foarte multe vicii. Băutură, alte lucruri, viață de noapte, dezorganizată. Persoana asta e un dute vino. Persoana asta în sfârșit a realizat, cum să spun, că vrea să manifeste o stabilitate cu voi. 2-2, probabil că sunteți suflete gemene. Iar persoana asta a realizat că 7-le sa de cupe, și anume viciile, la care crede că le-a făcut față, sau dependențele de alte persoane, femei sau alte relații, crede că le-a învins și că și-a dat seama în sfârșit că vă vrea pe voi. Persoana asta, iată, cu 2 de pentacule și 9 de pentacule și fraierul și 5 de bâte, persoana asta când trece la energia gata, sunt hotărât, o vreau pe persoana asta, gata, sunt hotărât, vreau să fiu cu persoana asta, când trece la energia 9 de pentacule, și anume, singur, jonglări, o mulțime de oameni, certuri și așa mai departe. Dar, într-o altă interpretare, persoana asta știe că a jonglat, a rămas singură, știe că îi trebuie independență financiară ca să poată să mai fie cu voi și dorește un nou început. Are concurență cu 5 de bâte și se va lupta pentru voi. 6 de cupe pentru persoana din trecut cu 9 de săbii și 10 de bâte. Asta o să fie povara acestei persoane, să sufere cum ați suferit și voi, să nu doarmă noaptea, să nu mănânce, să n-aibă liniște cum ați suferit și voi. Pentru că povara asta voi a scărat-o foarte mult timp de persoana asta, iar persoana asta se tot întorcea la cineva din trecut, cineva în paralel cu voi probabil, deși simt că asta o ținea ca o relație secretă, ceva ce voi știați, doamnele din Loverbe Săgetător, sau inversul, dacă voi sunteți din Rac pe Scorpion și sunteți o relație ascunsă, doamnele, știați cumva, bănuiați una de cealaltă, dar acum în sfârșit tot adevărul s-a dat pe față, s-a dat pe față. Privește persoana din Leu Berbec Săgetător ca pe o împărăteasă, și anume singura care ar putea să-i aducă stabilitate, și pare rău cu 2 de săbi și cu 3 de cupe, că a băgat această persoană și plânge cu 5 de cupe, că a băgat această persoană din Leu Berbec Săgetător, acest rac pe Scorpion, într-un triunghi amoros, dacă nu chiar mai mult decât un triunghi amoros. Aici au fost vorba de mult mai multe persoane, categoric. Ok. Ceea ce urmează să se întâmple este în această perioadă, persoana asta revine către voi cu o ofertă, cum am spus, vrea să-și ceară iertare, vrea să-și ceară scuze. Urmărește dacă voi v-ați găsit pe altcineva, urmărește dacă voi v-ați refăcut viața, ca să spun așa, pentru că pentru câțiva dintre voi sunteți despărțiți de 2 ani, de 2 luni, de 2 săptămâni, din câte văd. Iar persoana asta urmărește să vadă
ați mers mai departe sau nu. Oricum, persoana asta nu interesează dacă voi ați mers mai departe sau nu, pentru că persoana asta oricum. Și dacă ați mers mai departe, vrea să facă orice să vă aducă înapoi. Ok. Vreau să văd Marea Preoteasă. Să știți că relația asta în secret, cu femeia asta din Rac pe Scorpion, era strict sexual. Marea Preoteasă. Marea Preoteasă. Nu știu de ce văd persoana asta. Nu sunteți voi, asta e cealaltă persoană. Poate avea ascendent în zodie de apă, clar. Și chiar dacă voi sunteți din zodie de apă, doamnele, nu vă priviți ca și cum sunteți voi. Luați ca și cum persoana asta este cealaltă persoană. Pentru că persoana asta are niște secrete murdare. Și anume... persoana asta a părăsit persoana voastră iubită. Era o persoană căsătorită. Sau era o persoană care își dorea un 10 de cupe. Și era o persoană cu regina de săbii. Poate fi și gemeni balanță vărsător. Persoana asta nu și-a dorit persoana voastră iubită pentru că mi s-a părut interesantă. Carul s-a plecat din relația aia printr-o simplă comunicare pe internet. Eu nu-ți mai dau bani. Asta i-a adresat regina de cupe, regelui de cupe. Ok, asta s-a întâmplat prin spatele vostru, ce voi nu știți. Sau urmează să se întâmple în această perioadă. Cavalerul de bâte. Cavalerul de bâte. Cavalerul de bâte este că persoana asta din Rac pe Scorpion, către doamne, indiferent ce zodie ați fi, sau către domn, deși eu văd foarte mult foc, eu zic leu, berbec, săgetător, dar puteți fi oricare altă zodie, vrea să vă aducă egalitate și anume, gata, m-am stabilit. Vreau în sfârșit, cartea asta mai înseamnă că persoana asta dădea mai multor persoane sau dădea atenție altor persoane cu acest cavaler de bâte. Persoana asta vrea să vă aducă egalitate și dreptate, cavalerul de bâte. 10 de săbii. Știe că va răni foarte tare și 10 de săbii cu acest cavaler de bâte înseamnă că și-a încheiat energia cavalerului de bâte. Și anume, nu mai este nehotărât. Avem 10 de săbii repetat cu 9 de săbii, ca și mai devreme. Să știți că persoana asta regretă rău că v-a pierdut. Foarte rău. Foarte rău. Regina de bâte. Haideți să vedem. Regina de bâte. Regina de bâte stă în puterea ei. Regina de bâte deține o afacere. Regina de bâte este o femeie independentă. Este o femeie care nu mai acceptă jigniri, care nu mai acceptă persoane care sunt sub nivelul ei, nu mai acceptă jumătăți de măsură, nu mai acceptă situații de genul ăsta și relații de genul ăsta și a intrat în puterea ei, se iubește pe ea, se apreciază pe ea. Văzusem eu ceva acolo. Regina de bâte. Regina de bâte muncește foarte mult. Muncește foarte mult și este mândră de ce a creat până acum. Regina de bâte, Leo Berbec, săgetător. Consideră că ceea ce a făcut pentru Rac pe Scorpion sau pentru Taur Fecioară Capricorn, partenerul vostru, consideră că este mândră că a făcut lucrurile astea și că există o karmă. Pentru că regina de bute acum este răsplătită pentru tot ce a făcut bun în această relație. Regina de bute. Regina de bute lasă în urmă acest personaj din gemeni balanță vărsător sau din Rac pe Scorpion, lasă în urmă cu 8 de cupe și se îndreaptă către un nou început cu asul de bâte. Nu mai interesează trecutul. Regina de bâte. Regina de bâte. Dar putea să nu ne sară cu jos. Regina de bâte primește foarte multe amenințări în această perioadă, foarte multă revoltă, foarte multă ceartă, bla 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 bla. Primește scuze, primește oferte. Dar mai mult de atât, regina de bâte intervine cu justiția. Justiția divină intervine pentru regina de bâte și îi face pe cei care au trădat-o prin spate să se bată între ei. Ok. Cap în cap. Bun. Sper că ați înțeles, pentru că asta este pentru fiecare, pentru povestea pe care o știți. Eu nu știu viața fiecăruia.
Și la capătul etalării avem diavolul cu regina de monede. Aici o doamnă din zodia Capricorn, care a mai chemat judecata și ea la rândul ei, cu 10 de cupe, lasă în urmă o persoană din trecut, din Gemeni, sau Taur Fecioară Capricorn, care a trădat-o foarte tare, foarte tare. A trădat-o în ceea ce ține de finanțe, a trădat-o în ceea ce ține de familie. Aici au fost vorbe spuse pe la spate de către persoana asta din Taur Fecioară, poate fi chiar Capricorn ca și voi, sau Gemeni, balanță vărsător. Persoana asta era o persoană care îi plăcea să stea, să bea, să mănânce, să nu facă absolut nimica și voi să faceți totul pentru el sau pentru ea. I-ați oferit o stabilitate foarte mare acestei persoane. V-ați simțit legați într-o situație în care nu erați legați cu adevărat. Persoana asta vă manipula foarte bine. V-ați dorit să vă redobândiți libertatea. Cu un nou început, să încheiați un capitol. Pentru multe dintre voi văd chiar un taur. Cineva aici a fost trădat la locul de muncă. Și aici vorbesc de o femeie din zodie de foc. Leu, Berbec, Săgetător a fost trădată de o zodie de foc. O zodie de foc aici nu a fost cine părea să fie. Parcă văd că cineva din Leu, Berbec, Săgetător a fost pus de fosta voastră persoană iubită să vă încerce sau să vă verifice ceva de genul. Și nu s-a ales cu nimic. Perfect. Bun, astea pot fi în derulare în perioada care urmează. Este clar că cineva vrea să se împace cu voi insistent în această perioadă. Vreau să vă dați sul de cupe pentru voi cei de la etalarea numărul 1. Cineva ține strâns și nu voi 4 de monede, ține strâns de asul ăsta de cupe. Nu vrea să piardă dragostea voastră. E o povară pentru persoana asta să piardă dragostea voastră. Dar știe că acum sunteți în puterea voastră și că sunteți în gardă. Știe că acum aveți vă autoapărați. Nu mai permiteți energiei acelea să intre în viața voastră sau persoanei aceea ca să vă mai poată facă rău, energetic, fizic, de orice fel. Persoana asta este foarte conștientă că voi sunteți în gardă. Cineva, persoana voastră iubită, bănuie că voi ați avea o sarcină și că ați aștepta un copil. Și vrea să afle neapărat lucrul ăsta. Ok. Cineva aici va pierde un loc de muncă pentru că a trădat pe cineva. Vine o comunicare și aflați de lucrul ăsta. Că cineva din Capricorn, din Vărsător, un bărbat din Leu, Berbec, Săgetător sau un bărbat din Rac pe Scorpion pierde un loc de muncă și pierde totul pentru că v-a trădat pe voi la locul de muncă. Se pleacă dintr-o casă. Persoana asta pierde tot. Voi știți mai bine care este situația. Eu vă spun cum a căzut. Ok, bun. Haideți să citim și energia voastră pentru perioada 2-8 iulie. Exact ce am spus. Compensare. Compensație. Voi veți fi răsplătiți pentru tot ce ați oferit. Cineva aici va trăda foarte tare în ceea ce ține de muncă. Dușmani ascunși, dușmanul sau dușmanca care a stat lângă voi, pe care voi ați ajutat cu partea financiară, va fi lovită fulger din toate direcțiile de către divinități, de către justiția divină, pentru că persoana asta v-a făcut foarte multe rele, iar universul pe voi vă răsplătește cu ceva foarte frumos. Pentru că voi ați muncit și ați dat din suflet acestei persoane și ați muncit foarte mult pentru ceea ce aveți. Cu multă perseverență. Și veți face asta în continuare. Romanță. Parteneriat. În această perioadă, clar, energia voastră se învârte în ceea ce ține de muncă.
Dar în același timp, pentru foarte mulți dintre voi, se întoarce persoana asta din trecut, dar mulți dintre voi veți cunoaște pe cineva cu adevărat sincer și curat. Ori energia voastră este că reușiți să vă redeschideți sufletul, să fiți deschiși către o nouă dragoste după marea asta trădare care s-a întâmplat în viața voastră. Ok, atât am avut pentru cei de la etalarea numărul 1. Eu vă mulțumesc și sper că v-am fost de ajutor. Haideți să trecem la numărul 2. Numărul 2, haideți să vedem. Ce vă așteaptă pe cei de la numărul 2? În perioada 2, 8 iulie. Ce vă așteaptă pe cei de la numărul 2 în perioada 2, 8 iulie? Aici se dorește o decizie cu nou început. Aici cineva vrea egalitate cu voi. Cineva care are grave probleme cu niște vicii. Cineva care întotdeauna asta se gândească, oare te vreau pe tine, oare vreau pe altcineva, oare sunt hotărât că vreau să mă bag în relația asta atât de tare cu tine. Cineva care parcă stăteați o lună sau o săptămână cu persoana asta, persoana asta după era setată să se despartă de voi pentru că avea alte opțiuni. Alte opțiuni. Persoana asta dădea la mai multe persoane și când dădea nu mă refer la bani, mă refer la atenție. Persoana asta era cea care era interesată de bani. Persoana cu care ați avut voi de-a face era interesată de bani și de banii voștri. Ok, persoana asta vine să spună că vrea un nou început. Taur, Fecioară, Capricorn, Rac pe Scorpion. Vrea un nou început, dar doamnele din Leu, Berbec, Săgetător. Taur, Fecioară, Capricorn, ați dus o mare povară cu persoana asta. O mare povară. Voi nici nu vreți să mai auziți de persoana asta, v-ați redobândit independența financiară și stabilitatea emoțională, v-ați repus pe roate pentru că ați avut grave probleme de sănătate emoțională, liniște și așa mai departe, parcă ați meditat, ați lucrat cu voi, ați vorbit cu cineva, multe dintre voi chiar ați mers la psiholog. În sfârșit, reușiți și vă îndreptați cu grabă către un nou început de iubire de sine. Asta trebuia voi să învățați. A spus capăt 8 de cupe cu moartea, a spus capăt acest rege de săbi, gemeni, balanță, vărsător sau persoana din Rac pe Scorpion. Persoana asta încearcă să vă pună piedici în drumul ăsta, carul. Nu pleca, nu pleca, stai aici. Voi aveți claritate și mergeți mai departe. Voi nu vă opriți din drum, mergeți mai departe pentru că vă așteaptă foarte multe oferte în ceea ce ține de dragoste, dar voi vă axați foarte mult pe muncă. Mulți dintre voi vreți să vă faceți o casă în această perioadă, să vă achiziționați o locuință, o mașină, să investiți într-un teren pe care să construiți ceva. Mulți dintre voi aveți idei foarte mulți și ați adunat ceva din care vreți să construiți ceva. Poate ați strâns o sumă de bani și vreți să deschideți o afacere sau poate pur și simplu ați strâns o sumă de bani să vă cumpărați o casă sau... Recolta voastră este foarte bogată și e timpul să faceți ceva. În secret, foarte multe dintre voi, intuiția voastră v-a făcut să vă iubiți pe voi cu soarele și asul de cupe. Voi v-ați regăsit fericirea interioară și iubirea de sine. Vă simțiți atât de bine cu voi. Regina de bâte. Uitați, după ce asta să vă gândiți, spânzuratul este invers. Aha, Evrica, pot să mă mișc. Persoana asta, aici au fost două persoane la mijloc. Rac pe Scorpion, Taur, Fecioară, Capricorn. Ia uitați, este posibil să fie din aceeași familie, este posibil să fie două persoane care au complotat. Persoana voastră iubită cu încă cineva sau să fie aceeași energie, să fie ascendentul. Apă în pământ sau pământ în apă. Persoana asta a dorit să vă domine. S-a crezut Dumnezeul vostru. Se întoarce roata. Persoana asta pierde tot. Absolut tot. Și pierde echilibru, pierde pe cineva din Taur, Fecioară, Capricorn. Pierde absolut tot. Persoana asta nu mai este vrută din nicio direcție. Dreptatea vine... și judecata să facă curățenie între ăsta de cupe.
Divinitățile vin și spun, nu-ți dau voie să ai o altă relație, să-ți mai bagi joc de cineva, sau nu-ți dau voie să te bucuri de aspectul ăsta, atâta timp cât tu ai făcut ravagi în spate. Nu, tu trebuie să-ți iei plata. Ok, pentru că 10 de monede și 10 de cupe, pentru că voi ați oferit stabilitatea maximă acestei persoane, persoana asta, v-am spus, se întoarce la voi, încearcă să vă pună piedici în roate, încearcă să vă pună piedici în... în a nu lăsa în urmă sau a nu o lăsa în urmă. Ok, perioada 2-8 iulie pentru cei de la etalarea numărul 2. Recuperare, foarte multă recuperare. Mulți dintre voi vă asociați cu cineva în ceea ce ține de muncă. Mulți dintre voi în sfârșit v-ați recuperat pagubele financiare dintr-o pierdere, poate ați pierdut la locul de muncă sau poate ați pierdut un loc de muncă și acum vă recuperați, urmează ceva foarte frumos pentru voi. Se pleacă din starea de anxietate, se lasă în urmă. Poate nu este o persoană neapărat, poate este o situație, o stare pe care voi o lăsați în urmă. Poate o stare proastă de sănătate, poate o depresie care o aveați de ceva timp din cauza finanțelor. Sunteți în puterea voastră și învățați să fiți vicleni. Învățați să luați ce este al vostru. Nu mai vreți să permiteți nimănui să interfereze cu energiile și cu viața voastră, să vă strice buna dispoziție și ceea ce ați clădit voi acum în timpul ăsta. Cineva aici, un dușman ascuns, poate fi foarte atacat și să încerce să aducă un moment tur către voi pentru că n-a avut victorie cu 6 de bute și victoria a fost de partea voastră. Cineva care își dorește un nou început cu voi, cu 10 de cupe, se bate pentru 10 de cupe ăsta pentru voi cu 5 de bâte. Se bate la propriu. Ca ciclul ăsta să nu se încheie, ca să nu-l lăsați în urmă. Și a uitați, iar mi se repetă regele de cupe, regele de pentacule și marele preot. Ok. Pentru câțiva dintre voi așteptați niște răspunsuri în urma unor analize medicale care vor fi foarte pozitive. Marele preot mai poate însemna și un doctor. Poate să însemne și un vraci. Pentru cei de la etalarea numărul 2, 2-8 iulie. Voi, doamnele, indiferent de ce zodie sunteți, în această perioadă, voi ați lucrat foarte mult cu lucruri spirituale și v-ați făcut foarte multe protecții împotriva unui personaj care vă ataca energetic. V-ați protejat în primul rând afacerea, finanțele, pentru că pe drumul ăsta cu persoana asta sau în situația asta voi ați avut de pierdut, ca să spun așa, pentru că persoana asta a încercat să vă atace din punct de vedere spiritual. Dar acum știți despre ce este vorba. Și veți primi vești de la persoana asta, pentru că este necăjită că nu i-a reușit. Cam se leagă toate poveștile astea una cu alta. Pentru că persoana asta a pierdut totul, a vrut ca și voi să pierdeți totul. Este ciudat. O relație de iubire-ură. Bun, haideți să trecem și la etalare, dar să vedem energia voastră, celor de la etalarea numărul 2, în dragoste, pentru luna... Sunt obosită, trebuie să mă înțelegeți. Pentru perioada 2-8 iulie. Hai să vedem. Voi vreți dreptate, corectitudine, onestitate. Asta sunteți voi. Și echilibru. Și asta va fi energia voastră în această perioadă. Pentru că ăștia sunteți voi. Curați. În sinceritate. Pentru cei care ați fost sinceri. Veți primi, veți fi răsplătiți pentru binele pe care l-ați făcut. Foarte răsplătiți. Prin același lucru. Ok. Spirit communication. Paying attention. Energia voastră în această perioadă este că totul se întâmplă prin faptul că spiritele, divinitățile lucrează în spatele vostru
să vă răsplătească pentru ceea ce ați făcut și să vă facă dreptate. Spirit communication, comunicare cu spiritele. Poate mulți dintre voi faceți asta. Și știți ce urmează să se întâmple. Fiți foarte atenți, paying attention, viselor sau cum primiți voi mesaje. Pentru că voi sunteți foarte, foarte protejați și ghidați. Este o perioadă, este pe ultima sută de metri, ca să spun așa, să ieșiți, să scăpați de persoana asta toxică din viața voastră. Pentru câțiva dintre voi sunt mai multe persoane prin spate implicate care încearcă să vă facă rău prin lucruri oculte. Pentru a vă, ca voi să cădeți în ceea ce ține de finanțe. Haideți să vedem. Dragoste pentru cei de la Evaluarea numărul 2. Perioada 2-8 iulie. Dragoste pentru cei de la Evaluarea numărul 2. Perioada 2-8 iulie. Vine foarte multă comunicare către voi. Întotdeauna etalarea 1 iese la aproape la fel cu etalarea 2, fără câteva amănunte. Regele de cupe, rac pe scorpion, 3 de băte. Lasă în urmă o bătă. Persoana asta a avut o a treia persoană. Vine către voi cu o ofertă și cu o comunicare către doamnele din Leo Berbec Săgetător și cu 2 de cupe și diavolul și 8 de săbi. Persoana asta vă face binding. Persoana asta vă face farmece, se vă face ritualuri pentru legare. Persoana asta încearcă să vă lege, să vă țină legate ca să stați, să nu puteți să mergeți mai departe. Avem diavolul, 8 de săbi și papa. Dar voi aveți cele din zodia leu. Ia uitați, papa și leu. Forța voastră nu o întrece nimeni. Forța voastră de protecție nu o întrece nimeni. Păi voi sunteți protejați de un zid întreg de, haideți să le spunem, divinități, de spirite, protecția voastră. Persoana asta nu trece de protecția voastră. În trecut poate a putut să vă atace, dar acum nu mai merge. Ok, clarificare. Pentru câțiva dintre voi, persoana asta din rac pe scorpion sau capricorn sau taur fecioară, persoana asta, dar mai am și gemeni și balanță, persoana asta încearcă să vă lase însărcinate pe cele din leu, berbec, săgetător, pe cele din gemeni, balanță, vărsător, dar orice zodia ați fi, persoana asta vine hotărâtă să vă lege, dorește să vă lase însărcinate. Oh, vrea cumva cu asta să vă lege de el sau de ea. Poate știa sau nu știați lucrul ăsta. De el, categoric, de el. Vine comunicare cu cereri de scuze, cu oferte. Că voi nici nu vă mai interesează. Absolut nu vă mai interesează, pentru că voi cu 2 de cupe și diavolul priviți relația asta ca pe ceva toxic. Persoana asta clar suferă de niște dependențe, de droguri, de alcool, de mai multe feluri. Și aici clar voi v-ați, în perioada asta v-ați făcut o stabilitate. Și 7 de săbi cu 10 de monede este că mă întorc să iau mai mult. Mă întorc să iau mai mult. Persoana asta se întoarce să vă facă pagubă. Dar voi nici măcar nu vă mai uitați la persoana asta. Voi sunteți în puterea voastră. Și nici cu ce face, prin lucruri necurate, prin magie neagră sau orice fel. Prin nimic nu vă mai atacă pe cei din zodia de foc, rac pe scorpion. Pentru că nu mai are, pentru că voi aveți o protecție foarte mare. Poate chiar v-ați făcut o protecție foarte mare. Dar voi în sinea voastră sunteți foarte protejați. Iar persoana asta nu o să obțină nimic. Nimic. Ok. Vedeți că aici e implicat în spatele la treaba asta, dacă nu cumva persoana voastră iubită este din Taur Fecioară Capricorn, este implicat cineva din Taur Fecioară Capricorn. Doamne, ce se repete etalarea numărul 1. Foarte interesant. 8 de bâte. Vine încet persoana asta în această perioadă. Se fofilează comunicarea asta să vă facă o ofertă serioasă. Cavalerul de băte într-o citire anume este o carte serioasă, dar în citirea acestui personaj, exact, Marea Preoteasă, intuiția voastră vă spune și știți că persoana asta o să vină cu comunicarea asta și știți ce are și de spus deja. Ok, 8 de băte.
Justiția. Peste tot avem justiția. Frumoasa justiție. Justiția este că voi nu mai te puneți niciun efort către această persoană, iar persoana asta a pierdut tot, a pierdut ceva finanțe. Fiți atenți la mine, vă rog, pentru cele care trebuie să auziți și aveți de a face cu un bărbat care a fost interesat de bani, că este rac pe scorpion, că este taur, fecioară, capricorn, că este partenerul vostru oficial, că este cineva care s-a purtat necinstit, are vicii persoana asta. Vedeți că persoana asta s-a ocupat cu lucruri necurate. Să vă facă, să dormiți, ca să puteți să-i dați bani persoanei acesteia. Este și o femeie din balanță implicată aici, mama acestei persoane. Este și un bărbat din Taur, Fecioară, Capricorn, care parcă îndrumă, dacă aș fi într-o etalare personală, aș putea să vă spun, dar aici nu pot să vă spun chiar în totalitate. Imaginați-vă că persoana asta din Taur, Fecioară, Capricorn are puterea asupra celui din Rac pe Scorpion. Și anume, persoana asta din Rac pe Scorpion răspunde în fața celui din Taur, Fecioară, Capricorn. Este ca și cum cei doi ar fi într-o colaborare în care sunt implicate multe femei. Iar persoana asta din Rac pe Scorpion nu mai are bani. A pierdut totul. Pentru că femeile la care a bătut la ușă nu au vrut să colaboreze cu ei, dacă înțelegeți ce vreau să spun. Iar acum se întoarce la voi, care era cea mai mare stabilitate. Dar știe că nu mai are acces la voi. Dar insistă și de-aia și joacă ultima carte atât de dur. Să aveți foarte mare grijă. Voi 9 de monede, chiar Taur, Leu, chiar o duceți foarte bine. Sau Vărsător, chiar o duceți foarte bine. Ok, vreau să văd diavolul. Diavolul este că voi nu mai vreți persoana asta. Este o persoană nevrută. Vreau un nou început, dar voi nu mai vreți. Diavolul. Persoana asta, când ați vrut voi, nu, persoana asta ține de voi cu 4 de monede. Ține strâns, strâns. Ține că știe că voi sunteți bucuria. Voi sunteți avuția. Dar voi v-ați transpus energia în regina de săbii. Dreptatea. Dreptatea. Nici nu mai uit la tine. Voi vă îndreptați către un nou început, clar. Tot ce a fost mai greu pentru voi a trecut. Ok. Ce apare nou în viața voastră? Deci clar, e vorba de trecut. În perioada asta veți avea de-a face foarte mult cu interacțiunea cu trecutul. Persoana asta revine. Țineți-vă departe de el sau de justiția. Oricum aș spune, ce apare nou în această perioadă pentru voi? Ce apare nou, oricât aș da, este că apare, vreau să vedeți, regina de băte, 5 de cupe, îndrăgostiții și justiția. Nu pot să vă scot altceva din această etalare până unei regine de bâte nu îi se face justiția. Dacă asta este ca mesaj să primesc, asta voi primi. Și asta trebuie să auziți pentru cine trebuie să auziți. Poate nu sunteți din Leu, Berbec, Săgetător neapărat. Poate sunteți din altă zodie, dar aveți ascendent. Poate sunteți din Gemeni, Balanță, Vărsător. Dar până nu vă primiți justiția, și anume, nu vi se face dreptate, că asta este în perioada asta, nu o să apară nou. Cine trebuie să apară nou pentru voi este un bărbat foarte stabil. Îl văd, îl simt, o să urmeze. Cam pe etalarea următoare o să-l văd mai bine. Dar acum este ultima sută de metri în care voi o să mai aveți de-a face cu personajul ăsta toxic din trecut. Să vă așteptați la cei mai rău și să vă protejați cât mai mult. Și să stați deoparte. Ok, atât am avut și pentru etalarea numărul 2, haideți să trecem la ultima etalare, etalarea numărul 3. Azi a fost o citire mai diferită, așa am simțit. Cred că am avut altfel de mesaje. Bun. Etalarea numărul 3. Haideți să vedem ce avem pentru numărul 3. Pentru cei de la numărul 3, perioada 2-8 iulie. Numărul 3, perioada 2-8 iulie.
Voi munciți foarte mult pentru stabilitatea casei și poate mulți dintre voi așteptați să achiziționați o locuință și veți reuși asta în perioada asta. Dar dacă ați achiziționat o locuință și nu este încă finalizată, în această perioadă veți reuși să faceți asta. Cineva din familie sau din prieteni vă ajută să puteți să vă îndepliniți visul ăsta. V-am spus că este vorba de achiziționare sau dacă ați achiziționat-o deja, să o finalizați, și anume interior și așa mai departe. Doamnele din Gemeni, Balanță, Vărsător, voi plecați către un nou început. Lăsați în spate o persoană din Gemeni, Balanță, Vărsător, Rac, Scorpion sau Berbec, Săgetător. Lăsați pe cineva în spate. Cineva vă face aici probleme în ceea ce ține de copii. Cineva în urma unui partaj dorește să obțină copii. Poate că sunteți într-un divorț, iar persoana asta pe doi copii. Văd o bătaie pe doi copii. Și anume, dar de ce? Justiția, uitați. Dar de ce? Doar ca să vă facă rău. Persoana asta vrea doar ca să vă facă rău. Nu vrea acești copii. Nu-și dorește acești copii. Dar vrea să vă facă pe voi să suferiți. Ok. Perioada 2 8 iulie, etalarea numărul 3. 2 8 iulie, etalarea numărul 3. Ok. Pentru câțiva dintre voi, o persoană dragă din Taur, Berbec, este destul de bolnavă din familia voastră și are nevoie de recuperare, sau dacă voi sunteți din zodia asta. Însă eu văd că este vorba despre un părinte, tată, cineva are probleme de sănătate și cineva are probleme chiar când e vorba despre inimă și are nevoie de ajutorul vostru. Aici va veni cu o mare putere o călătorie pentru o vindecare pentru această persoană. De undeva vine oferta asta, parcă așteptați un tratament. Dacă este vorba de situația asta sau cineva din familia voastră este bolnav și are nevoie de tratament, să știți că tratamentul vine de la distanță printr-o veste din partea cuiva. Ok, aici o să fie o celebrare și o mare bucurie și o realizare pentru că persoana asta o să primească tratamentul potrivit. Priviți către trecut și cei care sunteți în situația asta va trebui să investiți o sumă de bani, dar nu trebuie să vă pară rău pentru că persoana asta se va vindeca 100%. Ok, perioada 2, 8 iulie, cei de la etalarea numărul 3, o să iau și cărțile alea. Mulți dintre voi vă judecați, e vorba de judecată la voi. Așteptați un divorț sau pur și simplu vreți să obțineți ceva în urma unui divorț. Sau cineva vă ține într-o stagnare când vine vorba de o judecată sau dacă este vorba de un divorț, vă ține în așteptare și tot așteptați, parcă așteptați următoarea înfățișare și persoana asta amână și tot amână și tot amână pentru că se joacă de-aia. Vrea să obțină ori finanțe de la voi, ori se joacă ca să vă enerveze. Văd multă tulburare în această perioadă. Plecați dintr-un loc foarte familiar vouă, că este vorba de muncă, că este vorba despre o situație, dar eu văd mai mult de muncă. Plecați dintr-un loc și vă doare foarte tare că schimbați mediu, dar trebuie să faceți lucrul ăsta. Pentru unii dintre voi văd că un băiețel, pentru cei care aveți un băiat, vă îngrijorează foarte tare copilul vostru, băiatul vostru, poate fi din Gemeni, Balanță, Vărsător, trebuie să plece undeva în afară sau să facă un drum pentru ceea ce ține de carieră sau un nou început, poate într-o facultate sau ceva foarte sus, iar pe voi vă îngrijorează că nu vreți ca să plece, ca să spun așa, pentru că nu mai este sub supravegherea voastră și nu știți ce se va întâmpla acolo. Și vă gândiți foarte mult și vă faceți 100 de idei, dar stați liniștiți că o să fie bine. Ok, cred că sunteți mult prea impunătoare și mult prea stricte. Trebuie să vă mai domoliți un pic, pentru că chiar dacă este o persoană tânără, copilul vostru, băiatul vostru este o persoană tânără, asta nu înseamnă că nu gândește. Are un viitor foarte frumos în față. Și chiar va avea de-a face cu ceva foarte frumos.
Este pentru câțiva dintre voi faceți foarte multe acte caritabile în această perioadă sau poate câțiva dintre voi cu asta vă ocupați. Dar cumva cei care sunteți în situația asta aveți pe cineva sau vă dați seama că cineva cu care căruia sau căreia îi dați este o persoană care de fapt are, dar persoana asta încearcă să vă păcălească. Ok. Pentru câțiva dintre voi, asta e pentru puțin dintre voi, care încercați să vă luați copiii înapoi, parcă ai voștri copii, stau undeva anume, iar voi încercați să-i luați înapoi acasă sau să-i luați lângă voi, iar pentru asta aveți nevoie să strângeți o sumă de bani și asta vă îngrijorează că nu se mai întâmplă odată. Pentru câțiva dintre voi care aveți de-a face cu o persoană alcoolistă, o persoană care consumă foarte mult alcool și vă abuzează, poate fizic sau mental, vă hotărâți să vă despărțiți de persoana asta pentru că voi aveți nevoie de recuperare. Pentru câțiva dintre voi văd o imagine și este posibil ca persoana asta chiar să vă fie adus în pragul spitalizării pe câțiva dintre voi. Ok. Pentru câțiva dintre voi, gemeni, balanță, vărsător, leu, berbec, săgetător, văd o mare ceartă în familie. Este vorba despre... imediat vă spun. Cineva aici vrea să aibă autoritate în familia voastră. Poate fi o femeie... mai în vârstă, cineva se bagă, dacă sunteți căsătoriți, dați prea multă autoritate cuiva sau pur și simplu vreți să vă mutați în propria casă cu partenerul sau partenera voastră și nu puteți, iar persoana asta cu care stați în casă, că este mama voastră sau mama persoanei iubite sau bunică, indiferent ce grad de rudenie aveți, persoana asta are prea multă autoritate și aduce ceartă între voi. Doar datorită ei se întâmplă aceste certuri. Bun, haideți să trecem la etalare. Dar vreau să văd energia voastră celor de la etalarea numărul 3, 2, 8, iulie. Energia voastră în dragoste, 2, 8, iulie. Nu se poate să iasă același cărți ca la etalarea numărul 2. Deci trebuie să le mai amestec o dată. Deci ai stat aceleași cărți una după alta. Energia voastră celor de la etalarea numărul 3, 2, 8, iulie. Energia voastră pentru această perioadă în dragoste. Ok. Energia voastră din această perioadă este, voi vedeți tot un ansamblu, adică acum aveți o altă viziune asupra lucrurilor și aveți foarte mult ajutor din partea îngerilor ca să vedeți lucrurile clar. Strategie, încredere. Câțiva dintre voi aplicați o strategie pentru a câștiga încrederea cuiva, câțiva dintre voi aveți de-a face cu cineva care aplică o strategie ca să vă câștige încrederea, dar având în vedere că este energia voastră, este vorba despre voi. Ok. Această carte îmi vorbește despre un circuit, ceva ce se învârte în continuu în cerc, este ca roata. Energia voastră este că vă învârtiți în același cerc. Asta nu e bine. Din care voi trebuie să ieșiți. Dragoste pentru cei de la etalarea numărul 3, perioada 8 iulie. Dragoste pentru cei de la etalarea numărul 3, perioada 2 8 iulie. Haideți să vedem. Clarificare.
Wow! Culmea că nicăieri nu mi-a apărut niciun rege. Numai valeți și cavaleri. Ok. Bun. Eu aici văd așa. Pentru cei care aveți de-a face cu un taur, fecioară, capricorn. Sau aveți de-a face cu un gemen, balanță, vărsător. Cineva aici regretă foarte tare după voi. Voi regretați după cineva sau cineva regretă după voi. Va exista un moment turn. Vă veți simți abandonați de persoana asta. Poate sunteți din zodia Taur, Fecioară, Capricorn, Leu, Berbec, Săgetător, Balanță, Vărsător. Vă veți simți abandonați de persoana asta. Va exista un moment turn pentru că persoana asta se uită către trecut, către o altă persoană cu care vrea să aibă un nou început. Iar asta pe voi, pur și simplu, vă disperă, vă face să nu mai dormiți noaptea. Este un moment turn care se întâmplă. Va fi unul. Persoana asta care vă părăsește se grăbește să ia o decizie către cineva. Persoana care aveți de-a face este o persoană care cred că are probleme cu alcoolul foarte tare pentru câțiva dintre voi și face foarte multe prostii când este în stare de ebrietate, dar persoana asta n-a avut ce să vă ofere. Persoana asta a venit decât cu o mică, mică cupă, nici ceasul de cupe nu este, o mică cupă care n-a fost serioasă. Este mai mult o formă de prietenie. Persoana asta mai mult s-a folosit de voi și pe partea financiară, dar și pentru că voi ați acceptat situația să fiți cu cineva căsătorit sau căsătorită pentru câțiva dintre voi, care v-a promis că divorțează pentru voi, iar persoana asta vă face un mare moment turn. Îmi pare rău să vă spun asta și îmi pare rău că treceți prin asta, pentru că pur și simplu vă veți simți foarte, foarte rău. Din punct de vedere sufletește, bineînțeles. Parcă voi simțiți că se apropie lucrul ăsta. Simțiți. Știți că urmează să vină. Știți că urmează să se întâmple acest aspect. Și cu toate astea se îndreaptă cu grabă către acest punct. Nu puteți să-l opriți. Este ceva care s-a strâns ca o tensiune între voi. Voi ați fost cei care ați acordat nouă ăsta început și cumva ați și regretat că ați făcut-o pentru că știați că tot aici se ajunge, dar ați și crezut în persoana asta că s-a schimbat. Dar nu e adevărat, nu s-a schimbat absolut deloc. Ba mai mult de atât, persoana asta o să vă facă urât de tot. Clarificare, nouă de săbii. Nouă de săbii, nouă de bâte, 10 de săbii și magicianul. O să manifestați foarte multă suferință la aflarea unor secrete cu luna întoarsă. Ceea ce voi erați confuzi, poate cei din zodia rac sau din gemeni, balanță, vărsător, dacă erați confuzi referitor la persoana iubită, ce face prin spatele vostru, aflați niște lucruri care vă fac să... nu știu cum să mă exprim. Parcă o să aveți o cădere nervoasă, o să fie ceva foarte urât. 5 de pentacule. Aflați de un bărbat, pentru cei care aveți de-a face cu un bărbat din Leu, Berbec, Săgetător, că este, de fapt, într-o relație cu o doamnă din Rac pe Scorpion, sau că se îndreaptă către relația aia, ori pentru câțiva dintre voi am un mesaj care aveți de-a face cu un domn din Leu, Berbec, Săgetător, sau Rac pe Scorpion, lasă în urmă o femeie din zodie de apă și se îndreaptă către voi cele din zodia de foc, cu o cupă de dragoste și cu o dorință de victorie, pentru că vă regretă și regretă că v-a părăsit
un 10 de cupe stabil. Poate ați fost căsătoriți cu această persoană și regretă că v-a părăsit pentru cineva care i-a adus un moment turn. O să auziți de asta în această perioadă. Ia să vedem eremitul. Eremitul. Doamnele din Taur, Fecioară, Capricorn, sunteți complet în gardă cu un cavaler de bâte, berbec săgetător sau taur, care este poate mai tânăr decât voi sau foarte imatur, sau cineva din pești, care are o energie foarte urâtă și prin spate și a dorit doar finanțe de la voi sau să-l ajutați cu niște acte pentru a obține un loc de muncă sau să bage în funcția voastră. Iar voi sunteți în gardă, vă protejați ce este bun, ce este bun al vostru. Și cumva cei care sunteți în zodia asta vreți să vă faceți dreptate. Poate dați în judecată persoana asta ca să obțineți o sumă de bani înapoi. Ok, avem și regina de săbii și bajul de săbii. Aici e vorba de ceva juridic. E vorba de ceva pe cale legală. Voi vreți să vă faceți dreptate în felul ăsta. Poate cineva a furat de la voi ceva sau din firma voastră sau de la locul de muncă sau ați împrumutat o sumă de bani. Persoana asta v-a nedreptățit, a fugit cu banii și acum vă faceți dreptate voi. Ok. Vreau să vă îndrăgostiți. Ok, se îndreaptă către voi cineva care își dorește să care a luat o decizie și își dorește să racă un bărbat din rac pe scorpion, dar mai mult văd pe scorpion, care vrea să câștige cu orice preț, cu justiția și 10 de monede și asul de săbii. Persoana asta, ori, am două variante. Oricum vine cu scuze către voi. Pentru cei din zodia de foc, nu știu de ce a predominat la toate teritoriile acest mesaj. Cineva s-a băgat în energiile astea în această zi. Persoana asta are claritate cu faptul că v-a nedreptățit când vine vorba de bani și poate vrea să vă înapoieze o sumă de bani sau poate vrea să facă ceva pentru voi, să vă ofere stabilitate în sfârșit pentru că ați ajutat persoana asta din punct de vedere financiar. Ori persoana asta vine înapoi ca să mai ia de la voi ceva financiar. Cu 5 de săbii eu văd o manipulare și a câștiga o luptă. Ok. A fost foarte ciudat astăzi. Toate trei talările au fost asemănătoare oarecum. Am încercat să scot, am văzut și alte mesaje, dar mesajul ăsta mi s-a repetat la toate trei talările, culmea. Cu această persoană din apă și această persoană din foc. S-a tot repetat și cu persoanele astea care stau în spate. Parcă e cineva care nu vrea să vă vadă fericiți. Vrea să vă facă și rău, vrea să vă facă și dreptate, vrea și bani de la voi, vrea să vă dea și bani. E ceva foarte ciudat aici. Nu știu, puneți voi povestea cap la cap, voi știți mai bine despre ce este vorba. Aceasta a fost și etalarea numărul 3, acesta a fost video interactiv de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, să dați un like, să dați un share. Eu vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.